Vești bune pentru vecinii de la sud. Bulgaria va intra în spațiul Schengen cu frontierele aeriene începând cu 2019, scrie presa de la Sofia. Declarația a fost făcută de candidatul PPE la șefia Comisiei Europene, Manfred Weber, în cadrul unor discuții pe care le-a avut la Bruxelles cu vicepreședintele partidului de guvernământ, Gerb Zvetan Zvetanov. Europarlamentarul a felicitat cabinetul de la Sofia care a obținut un raport MCV foarte bun din partea Comisiei Europene. Recent și președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat în vizita sa în România, că a venit momentul să fie accelerată procedura de aderare a țării noastre la spațiul Schengen. Totuși, în cazul României, s-ar părea că există mai multe obstacole. Comisia Europeană a constatat în cel mai recent raport MCV că România a făcut regrese în ceea ce privește lupta anticorupție, ceea ce ar putea avea efecte și asupra aderării la spațiul Schengen.